Salut! Eu sunt Ciprian și astăzi vom încerca să jucăm EvoWars.io. E un joculeț găsit în rubrica de Messenger de la Facebook și m-a captivat foarte mult acest joc. De fapt, te face să joci din ce în ce mai mult până ajungi să deblochezi ultimul caracter. Sper că o să vă placă și dacă vă place, vă rog să mă susțineți cu un like. Și de ce nu să-mi dați câteva păreri despre alte jocuri care le pot încerca pe parcurs. Ok, și despre ce e vorba în acest joculeț? Trebuie să adun cât mai multe punctulețe din acestea. Sabia aceea de jos cu roșu e experiența și levelul. Când ești level mic, ia uite că vine broasca aia după mine. Când ești level mic, avansezi foarte repede cu aceste punctulețe. Dar de la level 10 încolo nu prea mai avansezi așa repede cu aceste punctulețe. Trebuie să faci multe kill-uri. Adică să te iei la bătaie cu ăștia. Aici nu prea ține de skill, ține decât de atenție și să nu te duci înainte ca bolovanul să te lupți cu cei mai mari ca tine, pentru că n-ai să reușești doar să faci gen echipă cu cineva, să-l înconjori și el să nu poată să dea în toate părțile. Echipă. Nu e neapărat o echipă, să te înconjoare mai mulți jucători și să vină spre tine. Deja level 10 de aici, vedeți că caracterul nostru se mișcă mai lent. Și puteți observa că și câte punctulețe din acestea adun cam degeaba. Degeaba nu-s degeaba, dar se încarcă mai greu bara aceea cu experiență. Și țin să mai menționez că orice kill făcut, chiar pe un caracter mare sau pe unul mic, e aceeași experiență, da, ne-a omorât. Și să ajungem până la level 12. Da, și cam asta a fost. Nu uitați, dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și dacă mai vreți episoade, scrieți-mi în comentarii. Vă mulțumesc frumos. La revedere.